Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Psalmul 57 ,5. A spune că ordinea în natură depinde de relațiile corecte este un adevăr evident. Pentru a se ajunge la armonie, fiecare lucru trebuie să fie la locul lui în raport cu alt lucru. Nici în viața omenească nu este altfel. Așa cum am mai spus, cauza tuturor nefericirilor noastre este o dizlocare morală radicală, o tulburare a relației noastre cu Dumnezeu și unii cu alții. Căci orice ar mai fi însemnat căderea, ea a însemnat cu siguranță o schimbare dramatică în relația omului cu creatorul lui. Omul a adoptat față de Dumnezeu o atitudine greșită și astfel a distrus relația corectă dintre creator și creatură în care, fără să știe el, rezida adevărata lui fericire. În esență, mântuirea este refacerea relației corecte dintre om și creator, o revenire la normal în relația creator-creatură. Viața spirituală satisfăcătoare începe cu o schimbare totală în relația dintre Dumnezeu și păcătos. Nu doar o schimbare juridică, ci și o schimbare conștientă și experiențială, ce afectează întreaga natură a păcătosului. Ispășirea cu sângele lui Isus face ca această schimbare să fie posibilă din punct de vedere juridic, și lucrarea Duhului Sfânt face ca ea să fie împlinitoare din punct de vedere emoțional. Istoria Fiului Risipitor ilustrează perfect această ultimă fază. El a atras o mulțime de nenorociri asupra sa atunci când și-a părăsit poziția pe care o deținea în mod legitim ca fiu al Tatălui său. În ultima instanță, restaurarea lui nu a fost nimic mai mult decât restabilirea relației tată-fiu care existase din momentul nașterii sale și care a fost modificată pentru o vreme din cauza actului său de răzvrătire păcătoasă. Relatarea trece cu vedere aspectele legale ale răscumpărării, dar prezintă clar și minunat aspectele experiențiale ale mântuirii. În stabilirea relațiilor, trebuie să începem de undeva Trebuie să existe undeva un centru fix în funcție de care să fie măsurat orice altceva, unde legea relativității nu are acces, unde putem spune este și să nu facem niciun fel de rabat. Un asemenea centru este Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a făcut cunoscut numele către omenire, nu a putut găsi cuvinte mai bune decât eu sunt. Când el vorbește la persoana întâi spune eu sunt. Când noi vorbim despre el spunem el este. Când îi vorbim lui, spunem tu ești. Toți și toate sunt măsurate pornind de la acest punct fix. Eu sunt cel ce sunt, spune Domnul, și nu mă schimb. Dacă marinarul își determină poziția pe mare țintind soarele, noi ne găsim poziția morală uitându-ne la Dumnezeu. Trebuie să începem cu Dumnezeu. Suntem drepți numai dacă și când stăm în poziția corectă față de Dumnezeu. Și suntem greșiți în măsura în care și atâta timp cât stăm în orice altă poziție. Cele mai multe dificultăți ale noastre, ca creștini, care îl căutăm pe Dumnezeu, apar din cauza că nu vrem să luăm drept ceea ce este și să ne ajustăm viețile în consecință. În loc de aceasta, noi insistăm să-l modificăm pe Dumnezeu și să-l aducem mai aproape de imaginea pe care ne-am format-o noi despre El firea noastră se încrâncenează împotriva rigorii sentinței lui ce nu poate fi schimbată și cere ca Agag puțină milă, puțină indulgență pentru căile ei carnale. Însă acest lucru nu are niciun rost. Putem avea un început bun doar dacă îl acceptăm pe Dumnezeu drept ceea ce este și dacă învățăm să-L iubim așa cum este. Pe măsură ce îl cunoaștem mai bine, descoperim o sursă de bucurie negrăită în faptul că El este ceea ce este. Unele dintre momentele cele mai fermecătoare pe care le vom cunoaște vor fi acelea pe care le vom petrece în admirație reverențioasă a Dumnezeirii. În acele momente sfinte, gândul că în Dumnezeu ar putea exista vreo schimbare, ni se va părea prea dureros pentru a-L putea suporta. Deci să începem cu Dumnezeu. În spatele a tot, mai presus de tot și în fața a tot este Dumnezeu. El este primul în ordine secvențială, deasupra în rang și poziție, înălțat în demnitate și onoare. Având existență în sine însuși, Dumnezeu a dat existență tuturor lucrurilor și toate lucrurile există din El și pentru El vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Fiecare suflet îi aparține lui Dumnezeu și există din buna lui plăcere. Dumnezeu fiind ceea ce este, iar noi fiind ceea ce suntem, singura relație ce poate fi concepută între noi este una de domnie de plină din partea Lui și de supunere completă din partea noastră. Îi datorăm toată onoarea ce ne stă în putere să-i dăm. Durerea noastră veșnică decurge din faptul că îi dăm mai puțin de atât. Căutarea lui Dumnezeu cuprinde efortul de aducere a întregii noastre personalități la conformarea cu El. Și acest lucru se realizează nu doar la nivel juridic, ci și în planul realității. Aici nu mă refer la actul justificării prin credința în Hristos. Vorbesc despre înălțarea voluntară a lui Dumnezeu la poziția Lui corectă deasupra noastră și despre predarea de bunăvoie a întregii noastre ființe în închinarea supusă pe care raportul Creator-Creatură îl cere. În momentul în care decidem să-l înălțăm continuu pe Dumnezeu, mai presus de orice, noi ieșim din rândul lumii descoperim că ne conformăm tot mai puțin căilor ei și progresăm constant pe calea sfântă. De asemenea, dobândim un punct de vedere nou, o psihologie nouă și diferită se formează în noi, o putere nouă începe să ne surprindă, copleșindu-ne și ieșind din noi. Despărțirea de lume este rezultatul direct al relației noastre schimbate cu Dumnezeu. Căci lumea oamenilor căzuți nu îl cinstește pe Dumnezeu. Este adevărat că milioane de oameni se revendică de la numele lui, dar un test simplu va arăta cât de puțin este el cinstit printre ei. Să întrebăm un om obișnuit cine este pe primul plan în viața lui și adevărata lui poziție se va vădi imediat. Dacă îl obligăm să facă o alegere între Dumnezeu și bani, între Dumnezeu și oameni, între Dumnezeu și ambițiile lui personale, între Dumnezeu și euul lui, între Dumnezeu și dragostea omenească, Dumnezeu va ocupa poziția a doua de fiecare dată. Celelalte lucruri vor fi puse pe primul loc. Oricât ar protesta omul nostru, dovada o reprezintă alegerile pe care le face zi de zi pe parcursul vieții sale. Tu să fii înălțat este limbajul experienței spirituale victorioase. Este cheița cu ajutorul căreia putem descuia comorile Harului de asemenea, ocupă un loc central în viața sufletului cu Dumnezeu. Omul care îl caută pe Dumnezeu trebuie să atingă acel punct unde și viața și buzele se unesc pentru a spune tu să fii înălțat și o mie de probleme mărunte se rezolvă de îndată. Viața lui creștină încetează să mai fie complicată, așa cum era înainte, și devine însăși esența simplității. El și-a stabilit cursul prin exercitarea voinței și rămâne pe acest curs ca și cum ar fi călăuzit de un pilot automat. Dacă este abătut pe moment de pe cursul corect de o rafală potrivnică de vânt, el revine iarăși pe el, camânat de o înclinație tainică a sufletului. Mișcările ascunse ale Duhului Sfânt lucrează în avantajul lui și stelele ce își urmează calea pe bolta cerească luptă pentru el problema vieții lui a fost rezolvată chiar în miezul său și acum toate celelalte se aranjează la locul lor. Nimeni să nu-și imagineze că pierde ceva din demnitatea lui omenească dacă îi predă de bună voie lui Dumnezeu tot ce este și ce are. Prin aceasta nu se degradează ca om. Din potrivă, își găsește locul corect de înaltă onoare ca persoană creată după chipul creatorului său. Adânca lui rușine rezidă în degradarea lui moral, în uzurparea nenaturală a locului revenit de drept lui Dumnezeu. Onoarea lui se va vădi în redarea tronului furat. Înălțându-l pe Dumnezeu, mai presus de toate, găsește că propria lui onoare este înălțată. Cine ezită să își supună voința în fața altcuiva, ar trebui să-și aducă aminte de cuvintele lui Sus. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Noi suntem prin necesitate robi ai cuiva, fie ai lui Dumnezeu, fie ai păcatului. Păcătosul se mândește că este independent, ignorând cu desăvârșire faptul că este robul slab al păcatelor care îi stăpânesc mădularele. Dar omul care se predă lui Hristos schimbă un stăpân crud de sclavi cu un domn bun și blând, al cărui jug este bun și a cărui sarcină este ușoară. Fiind creați după chipul lui Dumnezeu, nu ni se pare deloc ciudat să-l acceptăm iarăși ca fiind totul pentru noi. Dumnezeu a fost habitatul nostru inițial, și inimile noastre nu pot decât să se simtă acasă când reîntră în vechiul și minunatul sălaș. Sper că a devenit clar că este o logică în spatele cerinței lui Dumnezeu de a avea prioritate. Locul acesta îi aparține de drept pe pământ și în cer. Câtă vreme ocupăm noi locul care este al lui, întregul curs al vieții noastre se dereglează și nimic nu poate să readucă ordinea până când inimile noastre iau marea decizie. Dumnezeu va fi înălțat mai presus de orice. Voi cinsti pe cine mă cinstește, a spus Dumnezeu preoților lui Israel. Și această lege străveche a împărăției rămâne și azi neschimbată, în ciuda trecerii timpului sau a schimbărilor aduse de dispensație. Întreaga Biblie și fiecare pagină de istorie proclamă perpetuarea acestei legi. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, a spus Domnul nostru Isus, legând vechiul de nou și revelând unitatea esențială a căilor sale în oameni. Câteodată, cel mai bun mod de a vedea un lucru este să te uiți la opusul lui. Eli și fiii lui sunt puși în preoție cu stipularea de a-L onora pe Dumnezeu prin viața și slujirea lor. Dar ei nu fac acest lucru și Dumnezeu îl trimite pe Samuel ca să anunțe consecințele. Fără ca Eli să știe, legea cinstirii reciproce a funcționat tot timpul în taină, iar acum a venit vremea judecății. Preoții degenerați Hofni și Fineas au căzut în bătălie. Soția lui Hofni a murit la naștere. Israel a fugit din fața dușmanilor săi. Chivotul lui Dumnezeu a fost capturat de către filisteni. Și bătrânul Eli a căzut pe spate și a rupt gâtul și a murit. Așa a urmat tragedia din cauza că Eli nu l-a cinstit pe Dumnezeu. Acum, pune în opoziție cu el și cu fiul lui pe aproape orice personaj biblic care a încercat în mod sincer să-l cinstească pe Dumnezeu în umblarea sa pe acest pământ. Uită-te cum Dumnezeu a privit cu îngăduință slăbiciunile lui și i-a trecut cu vederea eșecurile, în timp ce a turnat peste el har și nespuse binecuvântări. Indiferent dacă vorbim de Avram, Iacov, David, Daniel, Ilie sau oricare altul, cinstea a urmat cinstei, așa cum recolta urmează semănatului. Omul Dumnezeu a decis în inima lui să-l înalțe pe Dumnezeu mai presus de orice. Dumnezeu a acceptat intenția lui ca pe un fapt și a acționat în consecință. Diferența a făcut-o nu perfecțiunea, ci intenția sfântă. În Domnul nostru Isus Hristos, legea aceasta a fost văzută lucrând în toată perfecțiunea ei pură. În condiția sa umilă de om, el s-a smerit și i-a cedat bucuros toată gloria Tatălui său din ceruri. Nu a căutat propria lui cinste, ci mai degrabă cinstea lui Dumnezeu, care l-a trimis. Într-o anumită împrejurare a spus: Dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește. Fariseii mândri s-au îndepărtat atât de mult de această lege, încât nu au putut înțelege pe cineva care l-a onorat pe Dumnezeu în defavoarea sa. Eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. O altă zicere a lui Isus, una foarte tulburătoare, a fost formulată ca o întrebare. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Dacă înțeleg corect acest text, Hristos a propovăduit aici doctrina alarmantă că dorința oamenilor de a-și da cinste unii altora face ca credința să fie imposibilă. Nu cumva păcatul acesta se găsește chiar la rădăcina necredinței religioase? Nu cumva așa zisele dificultăți intelectuale pe care oamenii pun vina pentru neputința lor de a crede sunt de fapt simple ecrane de fum? care ascund cauza reală din spatele lor? Nu cumva dorința lacomă de a fi cinstiți de oameni i-a transformat pe oameni în farisei și pe farisei în ucigași de Dumnezeu? Nu cumva acesta este secretul din spatele auto religioase și al închinării superficiale? Eu cred că da. Întregul curs al vieții omenești este distrus din cauza refuzului de a-L pune pe Dumnezeu acolo unde îi este locul ne cinstim pe noi înșine, în loc să-L cinstim pe Dumnezeu. Apoi urmează blestemul. Când îl dorim pe Dumnezeu, să nu uităm niciodată că și Dumnezeu are o dorință. Îi dorește pe fiii oamenilor, mai ales pe acei fii ai oamenilor, care decid odată pentru totdeauna să îl înalțe mai presus de orice. Aceștia îi sunt mai scumpi decât toate comorile pământului sau ale mării. În ei găsește o tribună de pe care poate să își etaleze bunătatea extraordinară față de noi toți, în Isus Hristos. Cu ei poate să umble liber și față de ei poate să acționeze în conformitate cu natura sa de Dumnezeu. Din câte am spus până aici, am o singură temere, și anume că aș putea convinge mintea înainte ca Dumnezeu să câștige inima. Fiindcă atitudinea Dumnezeu mai presus de orice nu e deloc ușor de luat. Mintea poate să o aprobe, chiar și fără consimțământul voinței de a o pune în aplicare. Deși imaginația se grăbește să-l cinstească pe Dumnezeu, voința rămâne în urmă, și omul nici măcar nu bănuiește cât de divizată e inima lui. Omul, în integralitatea sa, trebuie să ia această decizie, înainte ca inima să cunoască o împlinire autentică. Dumnezeu ne vrea în întregime. Și el nu își va găsi odihna până când nu ne va avea total. Nici o parte din noi nu este suficientă. Să ne rugăm pentru aceasta în detaliu, aruncându-ne la picioarele lui și fiind sinceri în tot ce spunem. Cine se roagă așa, nu va trebui să aștepte prea mult până să primească dovezi din partea lui Dumnezeu că este acceptat. Dumnezeu își dezvăluie gloria în fața slujitorilor lui și pune toate comorile sale la dispoziția lor, fiindcă știe că cinstea lui este în siguranță în mâinile lor devotate. Dumnezeule, te înalți peste posesiunile mele. Nici o comoară de pe pământ nu mi se va părea valoroasă dacă Tu nu vei fi glorificat în viața mea. Fi Tu înălțat în prieteniile mele. Sunt decis să te ridic mai presus de toți, chiar dacă va trebui să rămân părăsit și singur pe pământ. Te înalți mai presus de confortul meu. Chiar dacă voi pierde confortul trupesc sau voi fi nevoit să port cruci grele, voi respecta legământul pe care îl fac astăzi înaintea ta. Te înalți mai presus de reputația mea dă ambiția de a-ți fi plăcut ție, chiar dacă din cauza aceasta mă voi cufunda în obscuritate și numele meu va fi uitat ca un vis. Doamne, te înalți în locul de cinste ce ți se cuvine, deasupra ambițiilor mele, deasupra a ceea ce îmi place și a ceea ce nu îmi place, deasupra familiei mele, deasupra sănătății mele și chiar deasupra vieții mele. Ajută-mă să descresc, ca tu să poți crește. Ajută-mă să cobor. Ca tu să te înalți, aș vrea să te port, așa cum te-a purtat în Ierusalim măgărușul acela umil, și fă mă să aud copiii strigând, o sana în locurile prea înalte. Amin.